Cerim iertare la taina mărturisirii, mărturisind
Doamne, de multe ori am lucrat cu muncile tale și nu le-am împlinit. Dar tânărul îi zice, ce mai lipsește? Dacă am pătit toate aceste lucruri, ce mai lipsește? Ca să intre în viață, pentru ca să fie mântuit, era destul. Cu zilea bucurice. Și Mântuitorul Hristos îi zice, dacă voiești să fii desăvârșit, du-te și vinde averile tale și le împarte săracilor și vei avea cu mare în cer. Apoi vino și urmează mie. Când a auzit tânărul aceasta, s-a întristat și a dus la Mântuitorul Hristos, pentru că era bogat și inima nu era lipită de lucrurile acestea pământești. Mântuitorul Hristos a vrut să ridice pe o treaptă mai înaltă, la desăvârșire. Fiind desăvârșit, pentru că eu sunt desăvârșit. Vrea să dăruiască desăvârșirea, dar tânărul nu era pregătit pentru aceasta. Pentru că s-a întristat când a auzit că trebuie să-și vânde toate, să-i împartă săracilor, să se facă ucenic al lui Hristos. Care din ziua de astăzi nu mai fi gata să facem acest lucru, ca să ne facem ucenici al lui Hristos. Deci, iubiți credincioși, vedem că Mântuitorul Hristos, după ce s-a dus tânărul, a zis ucenicilor, mai veste este să treacă că mila pe urechii acului decât să intre bogatul în Împărăția lui Dumnezeu. Căci cu anevoie va avea acest bogat în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că ei care sunt alipeți de toate desfătările și plăcerile lumii acesteia, cum vor putea lăsa toate ca să urmeze pe Hristos? Deci, iubiți credincioși, într-un cuvânt, vedem că nici bogatul, nici tăratul nu intră în Împărăția lui Dumnezeu, dacă nu face voia lui Dumnezeu, dacă nu urmează, sau cuvintele Apostolului Pavel care ne spune, pășiți pe urmele mele, precum și eu pășesc pe urmele lui Hristos. Și vedem că fiecare dintre noi avem această datorie de a iubi pe Dumnezeu mai presus decât toate. De a face voia lui Dumnezeu, de a fi gata întotdeauna, de a ne întâlni cu Dumnezeu. Dar de multe ori suntem nepregătiți. Pentru că păcatul este un părete între noi și Dumnezeu. De aceea, pe ce nu sfârșim acest părinte prin pocăință, prin schimbarea vieții noastre, nu vom putea ajunge niciodată la Dumnezeu. Auzind apostolii cuvintele Mântuitorului Hristos, au zis, Doamne, dar cine poate să se mai mântuiască dacă așa stau lucrurile? Și Mântuitorul Hristos se zice, la oameni aceasta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate sunt cu putință. Cu puterea sa, omul niciodată nu va poate face acest lucru, ca să lasă toate să urmeze pe Hristos. Dar cu ajutorul Dumnezeu, omul va deveni mai bun, mai bun, mai iubitor, pentru că Dumnezeu este izvor al bunătății și al dragostei. Omul nu are bunătate din firea sa, nici chiar îngerii din ceruri, ci bunătate este darul lui Dumnezeu care este dat nouă. De ce, iubiți credincioși, spune un cuvânt în Sfânta Scriptură, Dumnezeu ne spune, fără de mine nu puteți face nimic. De ce întotdeauna să alergăm la ajutorul lui Dumnezeu, să cerem de la El mire și iertare, și așa Dumnezeu cum ne-a adunat să fim astăzi împreună să ne ajute ca tot așa să putem fi și acolo în cerul sus, în veci. Amin. Dumnezeu să te mântuiască.
Thank you.
Господина и Отца нашего, блаженнейшего Дона Андрея, митрополита Киевского и всея Украины, и Господина нашего, высокопреосвященнейшего Милетия, митрополита Чернецкого и Бокалинского, и Господина нашего, высокопреосвященнейшего Лонгина, митрополита Мартинского, да помянет Господь Бог по царстве Своё, всегда на ней присутно и во веки Thank you.
Thank you.
Thank you.